Încătușat și abandonat într-un subsol al poliției, un tânăr de 22 de ani a ars ca o torță în gara de nord din București. Chiar el a pus focul la poliția transporturi feroviare. Era legat cu cătușe de o țeavă după ce a provocat un conflict. Scandalagiul a fost aruncat în beciul folosit ilegal ca spațiu de arest, iar când focul s-a aprins, niciun polițist nu mai era în clădire pentru a-l salva. A fost scos cu arsuri pe aproape tot corpul. Acum este o anchetă penală. Avea mâna arsă, era tot complet. I-a venit rău după aia, au leșinat acolo. În mijlocul operațiunii de salvare, zeci de martori se revoltă. Bărbatul e scos pe brațe inconștient, iar la mâini poartă semnele unei încătușări. A fost prizonier în sediul poliției. Pompierii l-au găsit pe tânăr la subsolul poliției TF. Avea o mână prinsă în cătușe de o țeavă din încăpere, așa că au fost nevoiți mai întâi să taie lanțul pentru a putea scoate victima din flăcări. Victima e un tânăr de 22 de ani. Are arsuri grave pe 70% din suprafața corpului. Da! Păi, dar de ce îi pune cătușele și îl bagă în ambulanță? Cum? Ce procedură? A dat în cineva? A făcut ceva rău? Ar fi amenințat că sparge geamurile instituției, spun surse din anchetă, iar polițiștii l-au imobilizat și l-au dus la sediul lor, unde ar fi greșit, de mai multe ori. În primul rând, la percheziția corporală. Nu i s-au găsit chibritul pe care ulterior l-a folosit pentru incendiere. Apoi l-au lăsat singur, captiv în subsolul clădirii. Primul polițist care a ajuns după aprinderea flăcărilor le-a povestit reporterilor observatori ce a găsit. Când am intrat, era mult fum. Mi-am rupt cămașa de pe mine, am udat-o cu apă și am încercat să-l salvez. Nu am putut. Sunt ars pe față și pe mâini. Au fost degajări foarte mari de fum, mobilier, materiale. Acum e o anchetă penală deocamdată pentru distrugere. Sediul Poliției de Transporturi a fost împânzit de procurori și criminaliști. Se efectuează cercetări, verificări, pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările procederii acestui incident. Totodată fac precizarea că șeful Poliției Române a dispus verificări interne la nivelul biroului de poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord. Oamenii care trăiesc pe străzi în zona Gării de Nord au mărturii șocante. Se plâng că nu e prima oară când polițiștii de la transporturi au transformat subsolul instituției într-o cameră de tortură. Acolo, acum mai bine de două decenii, a fost spațiu de arest, dar a fost desființat. Adică zic că noaptea când vede că este amărât, îi ia la TV, îi bagă sus jos la subsol și îi bate cu ce nimerește, îi leagă cu cătușe, cu lanțuri și îi bate până nu mai știe de capul lor. Barigadează ușa asta și te ia și te omoară. Tânărul de 22 de ani își petrecea timpul în zona Gării de Nord. Acum e tratat în secția 9 pentru arși de la Spitalul Floreasca. În ciuda eforturilor, medicii sunt rezervați și nu știu dacă va supraviețui.